Acest proiect face parte din programul cultural Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii, finanțat de municipiul Timișoara. Noi documentăm povești legate de migrație din regiunea Banatului istoric, adică nu doar România, ci și Serbia și Ungaria, pe care povești mai apoi le transformăm în artă. Așa s-a întâmplat și cu Uz din Uz, care este rezultatul unei cercetări în teren în anul 2022. Proiectul cultural la care am lucrat nu e deloc cu glumă, e un proiect cultural foarte emoțional, care atinge la suflet și vă invit ca să căutați pe Cămine în Mișcare, link-ul cu Uz din Uz. Este o carte audio care se poate asculta în intimitate, pe căști este recomandat și emoțiile vin, curg. Până acum sunt 8 capitole în total, până acum am lansat 6 dintre cele 8 capitole. Ele se pot asculta pe caminemișcare.ro/uzdinuz, dar dacă intrați pe caminemișcare.ro și dați în meniu, o să găsiți acolo Uz din Uz. Uz din Uz este un proiect inspirat din istorii mici de viață.